suntem foarte fericiți că am bătut o echipă care vrea în play-off, o contracandidată noastră. Este o victorie importantă pentru că, și cum e, chiar dacă am fi la egalitate de puncte, 3 puncte contează. Noi vrem să terminăm pe primul loc, să intrăm în play-off pe primul loc și după aceea este cu totul altceva. Cum ai reușit să-ți blochezi adversarul la acea ultimă fază când a fost foarte aproape de egalare? A fost un duel, cum să zic, unul contra unul până la urmă. Poate am fost un pic mai rapid decât el, l-am blocat, el a dat în out și sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm fără să primim un gol. Înainte de începerea partidei a fost un moment emoționant, doi sportivi Invictus au dat lovitura de începere. Cum te-ai simțit? Noi la Steaua suntem ca o familie, indiferent de sport, indiferent de ce, câți ani ai sau nu știu, orice trecut ai avea. Suntem fericiți că ei vin la noi, noi îi susținem pe ei și asta contează cel mai mult. Încă o dată spun, Steaua înseamnă familie. Ai revenit după o pauză foarte lungă pe teren. Cum te-ai simțit azi? M-am simțit foarte bine după o perioadă foarte grea pentru mine. O victorie frumoasă chiar de ziua Armatei. Ne doream această victorie. Ne dorim ca fiecare meci să-l câștigăm. Doar că acesta a fost un meci, să spun, de 6 puncte. Am jucat cu ocupanta locului 3. Era nevoie foarte mare de victorie. Cum vă simțiți pe primul loc? Foarte bine și sperăm. Trebuie să stăm până la sfârșitul campionatului aici. Aici ne este locul. Cui dedici acest succes? Lui Mister, soției, familiei și întregii echipe. La mulți ani, Armata Română!